Începând cu data de 21 aprilie, își începe activitatea încă două laboratoare din municipiul Chișinău care vor procesa probe și vor testa cetățenii la COVID-19. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu. Este vorba despre un laborator din cadrul Centrului Republican Diagnostic și laboratorul din cadrul Spitalului de Dermatologie și Maladii Comunicabile. Consolidăm sistemul de laboratoare din Republica Moldova. Astăzi își încep activitatea două laboratoare din municipiul Chișinău. Este vorba despre un laborator din cadrul Centrului Republican Diagnostic și totodată vorbim despre laboratorul din cadrul Spitalului de Dermatologie și Maladii Comunicabile, care în rezultatul prelevării probilor de astăzi procesează și vor veni în suportul testării intense a tuturor cetățenilor Republicii Moldova și inclusiv, cum s-a menționat, a personalului medical, a beneficiarilor din acele focare pe care, cu regret, le înregistrăm la momentul actual. Între timp a fost anunțat un focar de COVID-19 care a izbucnit la o întreprindere de verificație din raionul Vulcănești. Primul pacient a ajuns la spital vinerea trecută, iar în următoarele zile numărul celor confirmați a ajuns la 6 persoane, informează portalul regional gagauzinfo.md. Șefa Direcției pentru Sănătate și Protecție Socială, comrad Svetlana Duleeva, a comunicat că la vineria, unde au fost înregistrate cazurile de coronavirus de tip nou, sunt angajate circa 200 de persoane. Angajații întreprinderii de verificație se află în prezent în de carantină la domiciliu. În spitalul raional din Comrat sunt internate 17 persoane cu infecție COVID-19. Două persoane se află în stare de sănătate de gravitate medie, iar o persoană este în stare gravă. De asemenea, până la această dată, peste 600 de angajați din sistemul medical al Republicii Moldova au fost diagnosticați pozitiv cu noul tip de coronavirus.